Ma buongiorno, buongiorno ragazzi e ragazzine! Ma che fate voi mai? Che fate voi? Ma che ne ha di ploia mai? Ma è nervosa che plova! Ce mai faceți, mă? Ce panoramă sunt! Bă, e urât tare astăzi și nu știu dacă o să vedeți mare lucru, dar nici nu o să stau să șterg lentila de la GoPro din două în două secunde, așa că deal with it! Voiam să vă povestesc un pic despre ăsta, despre intercomul ăsta BTS2. Hai un pic aici să fim atenți. Așa. Pentru că am avut ocazia de acum să-l folosesc și în trafic. Îl folosesc de vreo săptămână, în fiecare zi, cam câte o oră pe zi. Deci 5 ore în total, să zic. Încă n-am reîncărcat bateria, deci nu știu cât ține. Dar dacă ține o săptămână, înseamnă că e bine. O să revin după ce se termină bateria și o pun la încărcat, o să pun în un coment la clip și o să vă spun cât a ținut. În rest, băi, difuzoarele se aud super mișto. V-am zis și atunci când am făcut unboxing și am probat-o puțin prin casă, că se aud mișto și pot să vă reconfirm lucrul ăsta. Deci chiar sunt chiar mișto difuzoarele. Am vorbit și la telefon de vreo două ori și se aude foarte clar. Aud și eu foarte clar și celălalt, interlocutorul, aude la fel de bine. Mi-a zis nevastă mea, cu ea am vorbit, mi-a spus că se aude mult mai bine decât intercomul celălalt vechi pe care îl aveam. Deci, un lucru bun. Am ascultat muzică, am ascultat și puțin radio. Ce am mai făcut cu el? Cam atât, nu? Cam ce pot să faci altceva? N-am avut ocazia să testez partea de intercom propriu-zis, adică să mă conectez la alt device, știi? Și să-l folosesc fără telefon. Pentru că, uitați-vă și voi, că nu mai merge nimeni cu motocicleta pe vremea asta, eu sunt singurul nebun. Băi, ce mai încoace și încolo? E un device foarte bun. E foarte ieftin, din punctul meu de vedere, față de device-urile de firmă, să zicem așa. Își face treaba foarte bine, eu vi-l recomand cu căldură. Mie îmi pare rău că nu l-am cumpărat mai devreme, când am auzit de el prima oară, știi? Urmăresc de ceva vreme produsul ăsta și n-am știut dacă, bă, o fi chiar atât de bun. În toate review-urile era lăudat, dar na, chiar vă zic eu, chiar e bun, merită încercat. Și de-abia aștept la vară să fac plimbări mai lungi cu prieteni motocicliști. Bravo, 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 bă, băiatule, bă! Ce ziceam? Că de-abia aștept să fac plimbări mai lungi ca să îl folosesc în modul intercom, știi, să vorbesc cu celălalt. Că asta e frumusețea la device-ul ăsta. În afară de faptul că poți să asculti muzică, dar e mișto că poți să vorbești cu pasagerul sau cu prietenii tăi cu care te plimbi. Ah, ce căcat e și aici. Dar bineînțeles că e ud pe jos, trebuie să fie super aglomerat. Ha, eu mă bag în trafic. V-am lăsat că trebuie să fiu un pic atent aici și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa, vă pup pe Praxis. Ceau!